Nu a venit încă, din punct de vedere calendaristic, primăvara, dar în orașul Tăuții-Măghereu se fac deja acțiuni de igienizare și ecologizare. Cursurile de apă sunt curățate de deșeuri, iar localnicii primesc noi pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere. Lucrăm concomitent la salubrizare și ecologizare. Doi, distribuim aceste recipiente, cele iglu, tip iglu, au fost amplasate în toate localitățile orașului nostru, în cele 7 cartiere, iar acum distribuim, suntem în o perioadă de distribuire a celor containere personalizate, care trebuie să ajungă și ajung, ieri am terminat Buzânta cea Mare, astăzi se lucrează la Bușag, echipele lucrează împreună cu poliția locală. 4600 de recipiențe vom distribui în total, deci fiecare gospodărie va avea recipienții necesari. Recipienții sunt pentru colectarea selectivă a deșeurilor și se acordă pe bază de semnătură. Sunt inscripționați și fiecare cetățean trebuie să depună în aceștia resturile produse în funcție de indicații. În 2 săptămâni toți locuitorii orașului ar trebui să aibă tomberoane noi în curți. Legat de activitățile de ecologizare care se fac în această perioadă, primarul spune că sunt necesare pentru că afectează imaginea localității. Sunt supărat pentru că încă se mai aruncă în văi, încă avem deșeuri din plastic și, iertați-mă dacă vă spun, televizoare aruncate, coveți și tot felul de obiecte din plastic care poluează, plus peturile de la ordinea zilei. Sunt de 20 de ani primar și atâta de rău îmi pare că încă noi oamenii n-am înțeles și aruncăm, după care le recoltăm pe banii noștri. Scoatem copiii de la școli care trebuie să luăm măsuri suplimentare de protecție, mănuși, mască și alte chestiuni, cizme, deci cu cheltuieli suplimentare. Edilul a mai spus că vrea să-și primească turiștii într-un oraș curat și asta cu atât mai mult cu cât există mai mulți investitori care doresc să-și dezvolte afacerile din turism și divertisment pe colinele orașului.